Funcția de generare a documentației s-a modificat substanțial în AutoCAD 2013. Odată cu lansarea comenzii de generare a vederii principale, putem opta pentru selecția obiectelor 3D incluse în această vedere. Această selecție se poate modifica ulterior prin adăugarea sau scoaterea de componente, cu actualizarea vederii principale și a proiecțiilor aferente.